că complet reumatismul, te scapă de dureri și de amorțeală, cimbrul calmează eficient durerile. Reumatismul este o afecțiune care afectează nu doar pe cei mai în vârstă, așa cum se crede. Durerile pot apărea în special în sezonul rece din cauza expunerii la umiditate sau frig. Planta care face minuni și care te poate scăpa de reumatism este cimbrul. Cimbrul are capacitatea de a îmbunătăți circulația sângelui și de a calma eficient durerile. Pentru a scăpa de reumatism, fă comprese calde cu tifon și cimbru. Aplică-le pe zonele dureroase și lasă-le să acționeze timp de 30 de minute. Repetă procedura de fiecare dată când simți durere și la un moment dat vei observa că durerile nu vor mai apărea. De asemenea, poți masa zonele cu probleme cu ulei de cimbru, seara înainte de culcare și poți consuma câte două ceaiuri de cimbru pe zi. Fac minuni împotriva reumatismului. Cimbru, beneficii pentru sănătate. Tinctura de cimbru poate reduce simptomele de bronșită acută sau cronică, simptomele tusei și virozelor respiratorii. Are un efect expectorant și, în adaos cu extract de judoțca cucului, tratamentul cu tinctură de cimbru are acțiune calmantă, expectorantă și bronhodilatatoare. Se recomandă câte o linguriță din fiecare tinctură, de 4-6 ori pe zi timp de 2 săptămâni. În tratamentul astmului, infecțiilor respiratorii și pneumoniei, se recomandă uleiul volatil din care se administrează două, trei picături pe zi timp de două săptămâni. Uleiul puternice efecte antibiotice și bronhodilatatoare. De asemenea, se pot calma și laringita și faringita cu el. Enterocolitele și colitele se pot trata cu pulberea de cimbru, iar simptomele colonului iritabil, precum balonarea și spasmele digestive, se pot reduce prin tratamentul cu pulbere de cimbru, întrucât are efect antiinflamator și distruge flora bacteriană de fermentație. Se recomandă câte o jumătate de linguriță de 4 ori pe zi. În tratamentul sinuzitelor, se recomandă tot uleiul volatil, sub formă de inflamații. Se pot aplica și compresă pe frunte cu tinctură de cimbru, care se țin timp minimum 20 de minute. Atenție! Fără acordul medicului, nu este indicat utilizarea pe cale internă a uleiului esențial de cimbru. De asemenea, uleiul de cimbru poate irita pielea. Indiferent sub ce formă, cimbrul de cultură este contraindicat femeilor însărcinate. Dragilor, vă recomand administrarea și consumul de cimbru, indiferent de forma sa, însă mai întâi, asigurați-vă de contraindicații, consultați medicul apoi, dacă primiți un undă verde, acționați. Abonați-vă pentru a rămâne la curent cu noutățile de pe canal, susțineți aprecind și distribuiți canalul cu prietenii voștri. Vă aștept! Sunteți iubiți! Multă sănătate!